Părinții mei își doreau să fac o meserie, nu conta ce meserie, doar să termin o școală, un liceu, să iau bacalaureatul și în rest puteam să... Tata am și pregătise un post de motostivuitorist, cred că se cheamă la el la fabrică, și era convins că o să merg acolo, vorbise cu directorul, să mă angajeze imediat după liceu, și când le-am zis că vreau să mă dau la teatru, la facultate, s-au mirat și au zis, vrei să faci o facultate? Da! Și cum, adică o să fii actor, da, Castela și Arșinel? Da! Și de acolo încolo, nu s-au opus niciodată, erau foarte mulți, eu nu prea învățam. Adică lipseam mult de la școală că mă duceam la teatru și nu mai, și era să fiu exmatriculat de nenori și ai mei erau fericiți că termin școala, deci nu m-a împiedicat nimeni.